Crește de umbră când te apropii și mâna mea vibrează și e liră. Se îmbracă în demnitatea mărăciunea, duminica de ieri și-a scos coroana. Săruturile tații tristă luna, rămas bun ochi, rămas bun târg, rămâne rana. În semn de recunoaștere a valorii literare consacrate, unice și mereu vii și actuale, al admirabilei scrieri de o profundă explorare a sufletului omenesc în multiple reflexe și fațete, cu eleganța și distinția stilului original, într-o penetrantă și vie artă a conversației, se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Bratovei, județul Dolj, doamnei Ileana Vulpescu, în duminica de azi, 24 mai 2015, Duminica Prieteniei într-un mulți ani. Duminica de ieri și-a scos coroana, săruturile tații... Doamnelor și domnilor, sunt foarte impresionată de această seară pe care îmi place să cred că o merit, ca să nu fiu modestă și ipocrită. Vreau să vă spun despre mine că nu mă consider altceva decât o slujitoare a limbii și a poporului român. Dacă pot să spun un lucru despre mine, este că pot să greșesc. N-am greșit niciodată la comandă. Vă spun, se poate să fi greșit. Și e foarte greu să judeci lucrurile retrospectiv, pentru că astăzi ceea ce mi se pare mie cu totul și cu totul ne la locul lui este că oamenii judecă cu ceea ce se întâmplă astăzi, ce s-a întâmplat într-un trecut nu foarte departat. Cred că avem nevoie de justa măsură, de a alege ceea ce este bun din timpul care ne este dat nou pe această lume. Eu, cunoscând lumea mai de mult decât el, mai de mult cu câteva luni, dar eu îi spuneam întotdeauna, uite, vezi câtă minte mi-a crescut mie în lunile astea. Și am cunoscut o altă lume, pentru că sunt născută la țară, într-un sat sărac. Și am văzut care a fost prosperitatea țăranului de-a lungul timpului. Și ce pot să spun, nu era de invidiat niciodată. Dacă am învățat o limbă română care nu seamănă cu limba ziarelor, este pentru că am învățat-o de la sursă, am învățat-o de la țăranul român. Nu vreau să fac aici pe pășunista, dar limbajul țăranului este mult mai bogat decât al orășarului. Așa se face că un copil de 2 ani știe că vaca are ugeri, spre deosebire de mulți orășeni care cred că ala se cheamă sân. Domnilor, eu vreau să vă spun, nu este rușine cu ceea ce am făcut până în zilele de astăzi și sper să nu fie niciodată rușine. Și vă citez tot o vorbă țădănească, o femeie pe care dacă o întrebai cât costă zahărul, ea spunea cât costă zahărul și după aia spunea, zice, trece vremea și noi ne petrecem. Vă mulțumesc din tot sufletul că mi-ați dovedit în seara asta că n-am trăit degeaba. Vă mulțumesc! Am
mi s-a părut impresionant și emoționant. Și că merge pe linie de cultură, ceea ce este foarte important. Și că am descoperit cu mare plăcere că există încă tineri care știu ceea ce e metrică, ceea ce este, ce este o rimă. Am văzut că nu este totul pierdut, adică mai există o speranță că nu o să fie chiar așa o marfă atât de ieftină în cultură. Aceste întâlniri de foarte bună calitate intelectuală, în care nu este nimic vulgar, este foarte important. Este foarte important să elimin vulgaritatea din viața oamenilor. Adică numai așa mai pot fi educați și să li se mai dea și o speranță că mai există și lucruri frumoase pe lumea asta și că nu se reduce totul numai la calculator și numai la mâncare gata amestecată. Eu zic așa, deși prietenie este ceva foarte rar, foarte, foarte rar, și azi și sentimentul ăsta trebuie pregătit și trebuie cultivat. Și nu-l cultiv nici prin violență, nici prin vulgaritate. Îl cultiv prin lucruri de calitate, lucruri care să înfrumusețeze, să îmbunătățească sufletul omului. Este foarte important să-și facă drum tinerii. Adică pentru că trebuie să acceptăm cu toții că, așa cum zice țăranca mea, timpul trece și noi ne petrecem, este clar că trebuie să cultivăm tinerile, tânăra generație care este preocupată de lucruri, de finețe spirituală. Adică să nu bată numai la uși închise și, cum să spun, care să-i descurajeze. În primul rând, le trebuie o foarte, foarte mare rezistență morală. Arta, în general, cere multă rezistență morală. Trebuie să nu te descurajezi. Asta este. Dacă ești convins că ai ceva de spus, să nu te lași fără să spui. Niciodată mediu nu pot să spun că a fost așa o mamă bună și lăptoasă față de artă. Nu. Adică trebuie să ne gândim cum au trăit niște mari artiști, în ce sărăcie. Eu nu vreau să mai citesc pe altcineva decât pe Eminescu. Și trebuie să aibă omul, adică să-și creeze un interior în care să se sprijine singur și să nu conteze numai pe cei din jur. Asta este. Oricine din jur te poate lăsa, te poate trăda. Totul este ca tu, cu tine însuți, să te împaci.